Totul a început extrem de inocent, cu o glumă de 1 aprilie. Glumă ce ulterior s-a transformat într-una din cele mai nebune răsturnări de situație. Adică, nu pe principiu, atenție, lucrăm la o consolă portabilă. <laughs> nu, chiar nu. Simplu, acesta este ROG Ally, Asus ROG Ally, consola noastră portabilă. Din poze, arată bine, dar cum este în realitate? cât de confortabilă este, cât de ok se mișcă. Foarte multe detalii nu au fost disponibile mai pe nicăieri. Până când Linus ne-a prezentat în mare despre ce și cum și ce fel de este Asus ROG Ally. Cred că m-am uitat de câteva ori la clipul său și la entuziasmul de care a dat dovadă pe toată durata filmării și mi-am spus, oare ce vrăjitorie mai este și asta? La scurt timp după, am avut ocazia să fac cunoștință cu Asus ROG Ally. Un produs foarte confortabil, despre care, din nou, nu am putut să vorbesc prea multe. Mi s-a părut extrem de interesant designul și cu destul de multe caracteristici pe care le poți întâlni numai pe laptopuri. Pentru că, în fond și la urma urmei, avem un device portabil ce rulează Windows 11. Da, rulează Windows. Rulează Windows. Sincer, nu pot să descriu cât de fluent se mișcă totul pe desktop. Și aici fac referire la desktopul consolei. Mă gândeam la un moment dat să fac comparație cu Nintendo Switch sau cu Steam Deck, dar nu cred că este ok. Construcția este diferită. Sistemele de operare, din nou, sunt diferite. Chiar și în condițiile menționate mai devreme, Asus ROG Ally iese în evidență. Cu ce o să vă întrebați? performanța pe care o oferă în jocuri. Dar haideți să o luăm ușurel, ușurel și să vorbim un pic despre ea, despre Eli. Mititica de față cântărește numai 608 grame. Și acum toată lumea o să sară pe mine, măi dar te-ai trăznit aproape un kilogram. Sunt conștient de lucrul acesta, dar în momentul în care te uiți în tavăra vecină și constați că este mai ușoară, parcă, parcă te mai liniștești. Asta în condițiile în care ce se află la interiorul lui Ally, dar o să ajungem imediat și acolo. Ca experiență vizuală, ești întâmpinat de un ecran cu o diagonală de 7 inch. Toate butoanele ce oferă, fără niciun fel de discuție, rangul de consolă portabilă, sunt poziționate extrem de bine, chiar extrem de bine. Practic, ambele mâini se mulează perfect. Cele două joystick-uri sunt extrem de responsive, aducându-mă pe alocuri la uh, controlere sau mai bine zis la controlerele pentru Xbox. Gamepad-ul este și el unul foarte ok. Iar butoanele, plecând de la cele patru, disponibile în partea dreaptă, superioară dreaptă, până la triggerele și cele două de pe spatele consolei, sunt de dreptul excelente. Mi s-a părut ceva dubios când am pus mâna pe acel prototip pe care îl menționam un pic mai devreme. Dar parcă nu mai sunt, și aici mă refer la butoane, nu mai sunt atât de A, AX, Y și B. Trecând de la control la sunet. Acesta este posibil grație celor două difuzoare poziționate în partea inferioară a consolei și îndreptate spre utilizator. Suport pentru Dolby Atmos, Smart Amplifier Technology fac ca sunetul să fie unul de-a dreptul fantastic. Aspect ce se îmbină perfect cu ceea ce se întâmplă pe display-ul de 7 inci ce suportă o rezoluție nativă tip Full HD. Luminozitate 500 de niți. Asta în condițiile în care eu știu dacă ești afară, nu trebuie să pui mâna la ochi sau să pui mâna de jur împrejurul consolei, astfel, astfel încât să vezi ce se întâmplă pe ecran. Penalul este de tip IPS, timpul de răspuns este de 7 milisecunde, iar rata de refresh 120 de herți. Toate aceste caracteristici combinate oferă utilizatorului o experiență... N-am cuvinte, chiar nu pot să o descriu. Sunt mai mult decât convins că în spate, vă uitați la mine și foarte mulți dintre voi o să spuneți, Băi, mă dă mai ușor cu periatul, dar nu o perii deloc încerc în acest clip să vă transmit experiența pe care am avut-o din momentul în care am scos-o din cutie și până când am terminat de rulat ultimul joc. Și credeți-mă, a fost o experiență pe cinste. Acum, întorcând consola, pe spate avem cele două trigere pe care le-am menționat. Trigere ce pot fi customizate după bunul plac prin intermediul softului proprietar Asus Armoury Crate. Vorbim de ele. O să ajungem la el, iar aici am câteva de zis. Nu știu, chiar și pentru Ally, chiar și în condițiile în care este o variantă personalizată pentru Ally, Asus mai au de lucru la acest soft proprietar. Tot pe spatele consolei regăsim cele două zone prin care sistemul de răcire își trage aerul necesar pentru a le elimina prin partea superioară a consolei. Aici și partea superioară a consolei. Genial! În momentul în care am văzut primele poze, m-am gândit că zona asta o să fie practic cea mai caldă. Dar de ce să nu implementezi un sistem de răcire activ pe Ally? Că doar ești producător, un producător prezentabil de device-uri mobile și aici mă refer la laptopuri. Ziți și făcut. Pe bune? Păi da. Pe foarte bune. Am desfăcut consola și practic am avut confirmarea implementării unui sistem cu două ventilatoare, două radiatoare și un singur heat pipe. Tot acest sistem de răcire este menit să domolească temperaturile lui AMD Z1 Extreme. Un procesor custom AMD ce tronează la interiorul lui Asus ROG Ally. Avem 16 GB low profile de dreciști ce rulează la 6400 MHz. 6400 MHz, iar placa grafică a procesorului Z1 Extreme își are aproximativ 4 GB. Dar chiar și în condițiile de față, poți să selectezi și o valoare mai mare de 4 GB. Poți să-i dai până la 8 GB. Lucru care e foarte ok și s-ar putea să ajute în uh, titlurile ce mănâncă foarte multă memorie RAM. Poate fi schimbată această memorie RAM. Din păcate, nu memoria RAM, chipurile memorie RAM sunt lipite pe placa de bază pe partea, pe partea, opusă a ceea ce vedeți acum. Pe lângă acest sistem de răcire se poate vedea și unitatea de stocare. Bravo Asus că ne ofer posibilitatea de a-l Nu înțeleg pe de altă parte de ce nu s-a mers pe un SSD NVMe în standard 2280. Ar fi fost mult mai ieftin sau, mai degrabă spus, mult mai disponibil. Hai că am zis-o. Să nu mă înțelegeți greșit. 22-42 uh, nu mai este un standard pe care să-l poți găsi pe toate drumurile. Mă gândeam că, eu știu, poziționarea slotului M2 ar fi putut fi un pic mai jos, dar în secunda 1 a căzut această probabilitate acesta lovindu-se de acumulator sau de cealaltă parte a plăcii de bază. Sunt mai mult decât convins de lucrul ăsta. Practic nu ai unde, ai unde pe toată suprafața plăcii de bază să monteze acel slot M2. Nu se poate. Așadar și prin urmare, domnule, e bine. E bine că ai posibilitatea de a face upgrade acestui spațiu de stocare. Lucru care nu se întâmplă, știm noi, unde pitite de sistemul de răcire, și acum dacă tot am desfăcut consola, regăsim modulul Wi-Fi în standard AX, adică 6, el ai având și Bluetooth 5.2. Un pic mai în dreapta se află un port USB Type-C prin care se face încărcarea acumulatorilor interni, dar ce are și suport pentru Thunderbolt. Practic poți atașa un cablu USB Type-C la HDMI și da, -dam, ai un laptop. Ai un laptop. Punct. Bine, nu cred că ar face foarte mulți lucru acesta decât dacă ai vrea să joci un titlu în mod coop. Atunci are rost conectarea la un monitor extern, poate chiar un TV și de ce nu să folosești și Rogue Pro? De ce nu? La fel cum eu sper că la un moment dat o să ajungă și la noi ca să vedem ce poate acest controlor minunat. Lângă se află portul prin intermediul căreia poți să atașezi o placă video mobilă externă produsă tot de către Asus. Este portul lor proprietar numit ROG XG Mobile. Practic poți să atașezi unul din cele două modele disponibile. GC33 ce conține un GeForce RTX 4090 laptop GPU sau GC32 ce conține AMD Radeon RX 6850 XT GPU. Dacă tot mi se oferă posibilitatea atașării unei plăci grafice externe, mi-ar plăcut să pot să conectez orice placă grafică externă. Nu știu, este o părere proprie ce s-ar putea să fie greșită. Voi, din punctul ăsta de vedere, spre exemplu, ce credeți? No. se află un cititor de carduri pentru micro SD, dar este cel UHS2, dacă nu mă înșeliu, este cel de viteză. Practic puteți să puneți clasă, ce clasă vedeți voi și s-ar putea Uh, s-ar putea să se comporte ca uh, o unitate de stocare externă și aici fac referire la sticuri. Având toată portabilitatea asta și ca să nu deranjezi oamenii din jurul tău, poți conecta o pereche de căști prin fir. Se pot conecta și căști pe Bluetooth, și mouse, și tastatură, practic orice periferic ce ar putea să transforme Asus ROG Ally într-un mini laptop, dar nu acesta este scopul său. Scopul său este simplu. O consolă portabilă ce poate să ruleze orice joc de pe orice platformă și asta este pentru că sistemul de operare este Windows. Iar pentru a rula acest sistem de operare pretențios și pe alocuri cu câteva probleme, dar și orice joc, indiferent că este el pe Steam, pe Epic, pe... Battle.net sau chiar pe EA, ai nevoie de o configurație bună. Nici prin cap nu o să-ți treacă ce poate face procesorul de la interiorul lui Rock Ally. AMD Z1 Extreme. Un APU cu 8 nuclee și 16 fire de execuție. Un APU a cărui frecvență de bază este de 3,3 GHz, dar poate ajunge până la 5,1 GHz. Un APU cu un TDP ce poate varia între 9 W și 30 de w. Bine, pe el ai poate ajunge și până la 45 de watts, grație profilelor de performanță disponibile în Armory Crate. Varianta scurtă este cea de pe partea stângă, varianta lungă este disponibilă prin apăsarea acestui minunat buton și te dus spre setări pentru a le personaliza după bunul plac. Procesorul grafic integrat dispune de 12 nuclee și este parte integrantă a RDNA 3. L-am întors pe toate părțile, chiar și din afară, spre interior. Pe buzele tuturor cred că stă întrebarea, dar cum se mișcă în jocuri? Ei bine, și eu am fost sceptic, dar super pentru un device portabil. Nu vă așteptați ca jocurile sau titlurile pe care le veți rula pe ASUS ROG Ally să se miște fluent cu detalii maximizate. Nu, nu, nu. Sub nicio formă. Dar chiar și în condiții de detalii setate pe low, imaginea redată de ecranul lui Ally este superbă și extrem de fluentă. Avantajul lui Ally, în comparație cu concurența, este dat de rezoluție. Sunt multe, foarte multe jocuri, în special cele indie sau de tip platformer, ce vor rula cu detalii maximizate în Full HD, dar chiar și așa. Cred că cel mai exemplu este Cyberpunk, ce a rulat excelent în rezoluție Full HD, cu detalii setate pe medium și FSR activ pe ultra performance. În Mortal Kombat, la fel, ne-a surprins. Hogwarts Legacy, atât în Full HD cât și în 720p, ne-a lăsat fără cuvinte. Ce mai turavura! Toate jocurile pe care le-am instalat au rulat. Bine, spre foarte bine. Iar trecerea de la 1080 la 720p de foarte multe ori nu a făcut diferența din punct de vedere grafic, ci mai degrabă din punct de vedere al numărului de cadre pe secundă. Un lucru extrem de important. Folosiți-vă de FSR. FSR-ul celor de la AMD este foarte bine pus la punct la ora actuală și îți oferă un număr impresionant de cadre pe secundă atunci când vorbim de Asus ROG Ally. Pe performance, pe ultra performance, în momentul în care o să-l setați, o să vedeți cât de bine se mișcă titlul pe care urmează să l rulați pe Asus ROG Ally. Acum, Armory Crate. Ei bine, el este tartorul prin intermediul căruia veți modifica Modul în care accesați consola, dar mai ales uh, în care ea răspunde cerințelor voastre. Autonomia bateriei este dată de cât de solicitat este titlul pe care îl rulați pe Ally, dar și de profilul pe care urmează să-l selectați. Și da, sunt trei profiluri: Silent, Performance și Turbo. Primul îl văd folosit când pf, eu știu, vizionați un film sau pur și simplu navigați pe net. De ce să nu o faci dacă tot ai sistem de operare Windows? Eu am reușit să storc din acumulatorii interni aproximativ 5 ore și jumătate. Un pic spre 6 ore. Chiar și așa am rămas cu 10% baterie. Atunci când te joci în schimb și selectezi modul performance sau turbo, o... autonomia bateriei se reduce drastic și poți obține până la o oră și jumătate. Trebuie să țineți cont că pe modul silent numărul de cadre pe secundă este. de fapt nu este. Sau mai degrabă spus o să scadă drastic. Procesorul primind undeva între 10 și 15 w Acum, vis-a-vis -vis de Armory Crate, am spus-o la început că îmi place. Îmi place că este customizat pentru ROG Ally, dar nu-mi plac câteva aspecte. Și aici, sincer să fiu, nu știu dacă este de vină neapărat uh, Armory Crate, ce în denumirea sa pentru uh, Asus Rogalai uh, găsim un SE, Armory Crate SE. e. Uh, dar, spre exemplu, dacă sunt pe desktop, da? Și să zicem că în background am League of Legends. Da? Unde trebuie să pui userul și parola. În cazul în care nu ai atașat o tastatură și un mouse, acest lucru îl face extrem de greu uh, în a introduce mail-ul și parola. De ce? Pentru că trebuie să intri în Armory Create varianta mică, dacă pot să-i spun așa, trebuie să selectezi Gamepad, Gamepad-ul este în background, trebuie să scoți Armory Create, trebuie să tastezi parola și userul și parola, să te rogi să le fi tastat, tastat bine, după care să oprești keyboard-ul, tastatura și să mergi mai departe. Lucrul ăsta trebuie optimizat, pentru că nu cred că o să-i convină nimănui să facă atâtea operațiuni. Totul trebuie să fie extrem de simplu atunci când vorbim de o consolă portabilă. Chiar da, chiar trebuie să fie foarte simplu. Încă o dată o spun. Nu știu dacă s-ar putea îmbunătăți, uh, s-ar putea elimina această problemă sau este din cauza sistemului de operare. Nu știu exact. Prețul, prețul mi se pare corect. Prețul mi se pare corect pentru ce. Uh, câte tehnologie avem la interior și ce îți oferă Asus prin această consolă portabilă. Rogue Ally. Dar, și aici este un mare dar pe, pe care s-ar putea foarte mulți dintre voi uh, să-mi dea dreptate. Mi-aș fi dorit, din tot sufletul, mi-aș fi dorit să mai am un Type-C. Pentru că, eu știu, în cazul în care aș vrea să joc în cop, co alături de, eu știu, de răzvan, să zicem, să joc cu un. Cum îi ziceam la ala cu gătitul vieții? Overcooked. Da, să joc un overcooked împreună cu tine. Eu trebuie să am bateria încărcată la 100% și să folosesc acest port USB. Și să folosesc un cablu USB la HDMI. Și trebuie să fiu de fiecare dată cu ochii pe baterie și care este starea ei, astfel încât să nu ne strice experiența in-game. Să se oprească pur și simplu. Ăsta este lucrul pe care mi-l fi dorit foarte mult. Știu că există foarte multe hub-uri, uh, foarte multe modele ce îți permit să faci acest lucru, să faci uh, power delivery, au power delivery și să încarci consola, dar în același timp să poți să. Unde e? Să atașezi și alimentatorul de 65 de vați ăsta să intre în hub, din hub să intre în, în, în uh, consolă și hubul acela să-mi permită mie să pot să dau semnal către un monitor sau un TV. Mi-aș fi dorit foarte mult să există un, încă un USB Type-C sau producătorul Asus să fi pus în cutia produsului uh, acel hub pe care ei îl au disponibil, uh, disponibil în site pe asus.com. Foarte mult mi-ar fi mi plăcut acest lucru. Pentru că, na, din când în când poate vrei să iei o pauză, eu știu, și poate vrei să navighezi pe net, pe consola ta. Nemai având practic nevoie de un alt calculator, dacă ești mulțumit și cred că vei fi mulțumit de performanță pe care le oferă Asus ROG Ally. O consolă pe care o așteptam de foarte mult timp de la un producător cu renume, o consolă ce face mai mult decât streaming de pe altă consolă, o consolă ce poate, fără niciun fel de discuție, să fie considerat sau considerată, considerat dacă este produs și considerată dacă vorbim de consolă, poate să fie, fără niciun fel de discuție, comparată cu un laptop. Sunt mai mult decât convins că o să vedem îmbunătățiri pe viitor la capitolul software, sunt mai mult decât convins că vor veni update-uri de firmware. De când am deschis consola, am primit două update-uri de firmware, lucru ce mă bucură, înseamnă că acolo în spate cineva lucrează și repară problemele care ar fi și pe care noi nu le descoperim atunci când ne jucăm. Eu știu, de dimineața și până seara, Aha, prin încărcător. Chiar și așa. Chiar dacă am făcut gluma asta cu prin încărcător, cred că o oră jumate autonomie atunci când te joci în modul turbo, cred că e mai mult decât OK. Cred că e mai mult decât OK. Și Cyberpunk. Cyberpunk. 720 pe undeva la 71-72 de FPS-uri, cu tot pe mediu, iar în full HD undeva la 50 de cadre pe secundă. Uh, cu aceleași detalii uh, pe Medium și FSR activ pe, pe performance. Fabulos, fabulos. Sincer să fiu, mă așteptam să meargă ok, dar nu atât de ok. Nu atât de ok. Și un lucru bun. Acesta a fost clipul dedicat lui Asus ROG Ally. Așa. O consolă pe care uh, ce este disponibilă începând cu data de astăzi, dacă nu mă și o puteți achiziționa în, care, în, cazul în care doriți acest lucru, accesând linkul din descrierea acestui clip. Era să o facem lată. Da, e bine. Dacă v-a plăcut acest episod, știți ce aveți de făcut. Dacă nu v-a plăcut și cealaltă opțiune e și ea viabilă, dar nu știu. Rămâne la atitudinea voastră. Dacă nu sunteți abonați și vă place conținutul pe care îl oferim și conținutul pe care îl oferim și pe care îl vom oferi, pentru că nu ne oprim, nu ne oprim, o să venim cu nebunii, butonul acela pe care scrie subscribe și sau abonează -te. Subscribe sau abonează -te. Trebuie să-l apăsați acum, ca să faceți parte din această minunată comunitate a pasionaților de hardware și de gaming. Până săptămâna viitoare vă doresc să aveți o zi cât se poate de liniștită. Ciao, guys!